Bună, dragii mei, eu sunt Violet și te invit să meșteșugărim împreună! Salutare, salutare tuturor! Bine ați venit la mine pe canal din nou! Au trecut sărbătorile și mi-am dat seama că n-am făcut eu videoclipul cu proiecte terminate în martie. Dar, după aceea mi-am dat seama că, de fapt, aveam prea puține, de ce luasem această decizie să nu scot acest filmuleț în aprilie, pentru că erau foarte puține terminate și n-aveam ce să vă arăt mare lucru și am zis că ia să cumulez eu două luni, martie-aprilie, și să fac videoclipul în mai. De ce n-am avut procese terminate în martie prea multe? Pentru că eu m-am apucat să lucrez foarte multe proiecte în același timp, cu gândul la vară. Ulterior, în aprilie, la începutul aprilie, când vroiam să filmez proiectele terminate în martie, mi-am dat seama că am foarte multe proiecte. Foarte multe proiecte începute care necesită a fi terminate. Și le-am luat așa pe rând. Am zis, măi, hai ca să nu le mai țin pe toate în coșurile mele. Voi nu le-ați văzut, multe dintre ele nici nu vi le-am arătat. Poate pe Facebook, așa, în anumite poze. Am zis, hai să le iau în ordine, care are cel mai puțin de lucru ca să-l termin și tot așa până le lichidez pe toate, să nu mai am în coșuri atâtea proiecte începute și neterminate. Și așa s-a întâmplat că în aprilie le-a ajuns rândul la foarte multe, nu mai era mult de lucru la ele. Într-o zi, două, tot am terminat câte unul, știți? Am luat pe rând să văd ce și cum. Ați văzut Vesta pentru bărbați, vă recomand să o lucrați, este un model foarte interesant, aveți tutorial. Pentru multe dintre proiecte, ori au apărut deja tutoriale, ori urmează să apară, de aceea urmăriți canalul ca să fiți la curent cu toate știrile, care apar aici și toate noutățile, videoclipurile. De asemenea, o parte dintre produse s-ar putea să apară la toamnă. Nu știu încă, nu m-am hotărât, pentru că sunt mai de vreme mai răcuroasă și nu cred eu că vara cineva o să stea să lucreze cu Agora, Mucaier și alte alea, cu ce am mai lucrat eu. Dar eu sunt mândră de mine că am reușit să mai golesc puțin coșurile mele. Știți că v-am spus la un moment dat la începutul acestui an că aș vrea să lucrez mai puțin, numai că nu știu cum s-a întâmplat, că a făcut fix invers. M-am tot apucat, știți cum? Vine, acum a început căldura și am foarte multe drumuri. Ba plec la țară, ba plec la rude, ba plec nu știu unde. Și când plec la drum, nu încar după mine rochia la care lucrez, care e destul de voluminoasă, sau cardiganul, sau știți? Și mi-au ceva mic acolo, mi-au două cheme de bumbac sau două cheme de microfibră sau mai știu eu ce, să lucrez pe drum. Și așa s-a întâmplat că am început în aprilie, am tot circulat destul de mult. Și începusem în aprilie și martie, cam așa, de la sfârșitul martie am început cu drumurile și tot am început, dar nimic nu reușeam să termin. Zic că ia, lasă, că taman, zic, hai să le iau pe rând, ușor, ușor și să le fac. În altă ordine de idei, a fost cea mai lungă iarnă, din punctul meu de vedere, nu știu, a fost fric. Până la sfârșitul aprilie n-am văzut soare. Nu știu, și mă tot îmi venea să mă apuc de haine, știți, se încălzea puțin, fac lucram la tricou. Când se venea puțin frig, aveam chef de pulovere mai groase și fire mai cu lână, mai pufoasă, mai alea. A fost foarte, și vremea asta n-a foarte versatilă, da? Ce pot să vă spun? Că vara o să fie puțin, nu știu cum o să reușesc să filmez tutoriale, pentru că vreau să mă plimb. Am zis că vara asta nu vreau să stau în casă să croșetez, ci vreau să mă plimb destul de mult, așa că o să vedem cum o să facem cu vlogurile și cu tutoriale în limita timpului disponibil. Nu mai vreau să simt presiunea asta asupra mea, că când faci nu știu ce, când faci bluza nu știu care, când o să fie, atunci o să fie. Vreau puțin să-mi acord puțin timp pentru mine și să mai fac și altceva, să citesc, să... Bineînțeles că tutorialul o să fie pe canal și asta e clar. Doar că poate nu la fel de multe câte
cât a fost până acum în perioada iernii, pentru că v-am zis, vreau mai mult să mă plimb și mai mult să stau pe afară și în aer liber, mult acolo, pentru că am geamul acolo și e așa un soare de frumos că, da. Da, mai mult în parc, bineînțeles că o să-mi iau și tricotat la mine și în parc și chiar vă recomand și vouă, ieșiți sâmbăta, luați-vă tricotatul și mergeți și stați pe o bancă în parc, tricotați sau pe o pătură, luați-vă păturică, întindeți pe iarbă verde și măcar să stați la aer. Sau dacă aveți posibilitatea să plecați la țară, pe undeva aveți rude, aveți părinți, aveți frați, surori, plecați vineri seara, vă întoarceți duminică seara și petreceți un weekend în curte, la grătare, la, nu știu, la pahar de limonadă cu prietenii și cu rudele, pentru că relațiile interumane contează foarte mult și v-am spus și în expreso shoturile mele, deviez puțin de la subiect, dar promit că nu durează mai mult de un minut. Ne-am izolat foarte tare, ne-am aruncat în tot ce înseamnă televiziune, internet și toate alte și rețele de socializare și am ajuns să ne izolăm cumva de prieteni, de familie și atunci eu vă recomand vara asta să vă propuneți să ieșiți mai mult, mergeți în vizită la prieteni, la, nu știu, la cine vă place și cu cine vă place să purtați o discuție. Bun! Eu am filmat așa printre picături niște cadre cu proiectele mele terminate în martie și aprilie. Ca de obicei am să vă scriu sus, da? Aveți sus scris cantitatea de fir care mi-a intrat, dimensiunile, mărimile, numărul de ac și așa mai departe. V-am zis ca să știți cam câte fire cumpărați și voi pentru anumite produse, da? Cam asta, asta a fost introducerea mea la acest videoclip. Eu vă las să urmăriți imaginile cu produsele. Vă doresc o zi extraordinară, vă doresc o vacanță, cine intră în vacanță plăcută și cine nu știu ce lasă, nici măcar weekendurile încercați să le petreceți în liniște și calitativ, ca să zic așa, da? Petreceți timpul calitativ. Vă pup și vă aștept în alt videoclip cu drag. Pa!